Doamna, se numără bobocii. Nu știu ce vă place noastră, bobocii de rață, de gâscă, de trandafir, de... Iorman este boboc, în sensul că este în anul întâi de liceu, dar este și în anul întâi la Școala Populară de Arată. Și nu cred că în campanie electorală, dar Ionelman chiar că un interviu. Din punct de vedere muzical este. Îl ascultăm pe Ioan Ionelman!
pe cineva. Elenul Bogdan Adrian Curta, din clasa 11-a, s-a propus să ajungă pe urmele celor pe care le s-au în partea a doua a programului. Și eu totdeauna am gândit cum patura română și cum ați ajuns cu calendarul sau ca George Nicolescu și atunci au să fie toate cele.
Următoarea piesă se numește Suflet Pustiu. A fost făcută tot într-un zi în care am avut sufletul pustiu. Sunt mai mult trist de depresă, ăsta sunt eu. Fiecare dintre dumneavoastră s-a gândit măcar o dată la cineva și acum mă gândesc la multă lume, chiar și în timp ce cânt. Următoarea piesă se numește Mă gândesc la tine. De-aia am făcut această legătură. Și eu mă voi gândi la dumneavoastră când o să mă duc aminte despre faptul. Să mă liniștesc și să-mi găsesc un loc, un loc în inima ta.
Luminii, cel care a fost și este și va fi Marele Dumnezeu al Acestea. Am citit poeta atunci și m-am simțit alături de elevii mei în veșnicia lui Ioan, în paradisul poeziei, pentru că, dacă v-am intrat, vor de spuneam că își imagina paradisul în forma acestui. Dar nu știu că în școală asta sunt tot artiști. Sunt și copii mai rău, așa. Dar noi nu vorbim despre ei acum, că nu-i cum nu-i supărat. Ne întâlnim cu viață în urmă și ne întâlnim cu Domnul Goie și cu ceilalți, cu celelalte personaje pe care ne aveam cu mine lăsat ca amintire. Iar la vice-internatul să facem Domnul Goie în varianta modernă. Până atunci mă așteptați un mic. Așa e bunit, așa că fac tot felul de afacere în aranjamente. Ca să nu mai rămâne de tei și anul acesta, mamare, mamița și tatinița au promis tânărului Goie să-l ducă în București de 10 mai. Puțin de importă, dacă aceste trei dame se hotărăsc a părăsi locul lor, ne-a venit capitală, de atârul și de lor. Destul că, foarte dimineață, lor, uite, împreună cu tânărul Goie, așteaptă cu multă nerăbdare pe feron. Mamare, de ce nu mai vine? Eu vreau să fie. Vine, vine acum cu ișorul mamei. Vezi ce vine șate cu costumul de marină? Mamico, nu te-am spus că nu se zice marină? Pe vremea mea când ai ieșit întâi moda asta la copii. Marinel! Vezi că sunteți proaste amândouă. Nu se zice nici marinel, nici marinel. Dar cum, procopitule? Marinel! Apoi vezi, n-a învățat toată lumea carte ca dumneata.